but the money falls. Hold on, this is. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 aleluia. Alleluia, 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 alleluia. Cel ce prin adâncul înțelepciunii, cu iubirea de oameni toate le iubește, și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești, unule ziditorule, făodină, Doamne, sufletului adormitului omului tău, că spre tine nădejdea și-a pus prefăcătorul și ziditorul și Dumnezeu. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pre tine zid și limate avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care le l-ai născut, născătoare de Dumnezeu nenuntită, a credincioșilor mântuire. Omenește, Doamne, sufletul robului tău, viu va fi sufletul meu, și te va lăuda, și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Odihnește, Doamne, sufletul robului tău. Bucură-te curată ceea ce ai născut spre Dumnezeu cu trup, spre mântuirea tuturor, că neamul omenesc afla mântuirea prin tine, și noi se aflăm raiul născătoare de Dumnezeu curată și binecuvântată. Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluie! Miluiește! Ne rugăm pentru odihna sufletului adormitului, robului tău, Mircea, de curând decedat cu tot neamului cel adormit, și pentru casa Isaietului toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește!
așeze sufletului unde drept ți se odihnezi, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lui, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să-i cerem. Domnului să ne rugăm. Dă, Doamne, Doamne, miluie, miluiește. Ești învierea, viața și odihna adormitului răului tău mici, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună cu al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Odihnește Mântuitorul nostru cu dreptii pe robul tău, și sălășluiește pe el în curțile tale, precum este scris, trecând ca un bun greșalele lui cele de voie și cele fără de voie și toate cele cu știință și cu neștiință, iubitorule de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce din Fecioară a răsărit lumii, Hristoase Dumnezeule, și prin trânsa Fiii Luminii ne-ai arătat, miluiește-ne pe noi. Nu este sfânt precum Tu, Doamne, Dumnezeul meu, care înălța fruntea credincioșilor Tăi, Bunule, și ne-ai întărit pre noi pe piatra mărturisirii Tale. Cu adevărat deșertăciuni sunt toate, și viața aceasta este umbră și vis. Când deșert se tulbură tot pământeanul, precum a zis Scriptura, când dobândim lumea, atunci în groapă ne sălășluim, unde împreună sunt împărații și săracii. Pentru aceasta, Hristoase Dumnezeule, pe robul Tău acesta mutat de la noi, odihnește-L ca un iubitor de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, în vremea vieții mele, nu mă părăzi pe mine, ajutorul meu omenesc nu mă încredința, ci singură mă apără și mă miliește. Marea vieții, văzându-o înălțându-se de viforul ispitelor, la limanul tău celin, alergând strig către tine, scoate din stricăciune viața mea, mult milostive. Cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletul adormitului robului tău, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de drept. Să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Și Duhului Tău. Sfânta Evanghelie de la Ioan se va citi. Mărire-ți-e, Doamne, mărire-ți-e. Să luăm aminte. Zisa Domnul către cei care veniseră la dânsul, adevărat, adevărat vă zic vouă, cel ce ascultă cuvântul meu și crede în cel ce m-a trimis, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Adevărat, adevărat zic vouă că vine ceasul și acum este, pe morți vor auzi glasul Fiului Dumnezeu și cei care vor auzi vor învia, căci precum Tatăl are viață în sine însuși, așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine
și a dat putere să facă judecată, pentru că este Fiul omului. Nu vă mirați de aceasta, că vine ceasul în care toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși cei care au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei care au făcut cele rele spre învierea osândei. Eu nu pot să fac de la mine nimic, precum aud judec, dar judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut voia mea, ci voia Tatălui meu, care m-a trimis. Mărire ție, Doamne, mărire ție! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta! Rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletului adormitului robului Dumnezeu Mircea, și pentru ca să-i se ierte lui toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletul lui unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lui de la Hristos, Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru, să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluie, miluiește! Dumnezeul duhurilor și-a tot trupul, care ai călcat moartea și pe diavolul ai surpat și ai dăruit viață lumii tale în sud, Doamne, odihnește sufletul adormitului robului Tău, Mircea, de curând decedat cu tot neamului cel adormit, în loc luminat, în loc curat, loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea, suspinarea. Și orice a greșit el în această viață cu lucru, cu cuvântul Doamne Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, care a dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după sfântă învierea Ta cea de-a treia zi, cu harul Tău le-ai dăruit puterea de a lega și de strega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer, cât de dânși pe pământ s-au legat, și tot așa să fie deslegate și în cer, cât de dânși pe pământ s-au deslegat. Ceea ce prin răspunsul Ta iubire de oameni, ne-ai vrencit și pe noi smeriți și nevrenci robii Tăi, să fim moștenitori aceluiași prea sfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm, să desegăm ceea ce se întâmplă în poporul Tău. Însuți prea bunul împărate, prin mine smeritul și nevrenicul slujitorul Tău, iartă robului Tău Mircea, de curând decedat cu tot neamul cel adormit, orice a greșit ca om în această viață și iartă lui toate câte a păcătuit cu cuvântul sau cu lucru sau cu gândul, deslegându-l și de legătura pusă în orice chip asupra lui, cu care îl însuși din mânie sau din altă pricină s-a legat pe sine, sau de la altcineva a suferit o alunecare ca aceasta prin pisma și prin lucrarea diavolului. Binevoiește prea bunule și mult îndurate ca sufletul lui să se așeze cu sfințe care îi dea cu binefăcuție, iar trupul lui să se dea firim cele zidii de tine, că binecuvântașul prea slăvit ești în veci. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, care a dat Sfinților Săi ucenici și apostoli, dumnezeieștile porunci, ca să lege și să deslege păcate celor căzuți, și de la dânși asemenea și noi am primit putere să facem aceasta, să te ierte pe tine, Fiule domnicesc Mircea, de curând decedat cu tot neamul tău cel adormit, de tot ce ai greșit în viață ca om, cu voie sau fără voie, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
adormitului robului tău mici, aristoasă, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm nu poate o Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți, fraților, să dăm mortului sărutarea cea mai de pe urmă, mulțumind lui Dumnezeu, căci acesta a ieșit din rudenia sa și de groapă se apropie, nemai îngrijindu-se de cele deșarte și de trupul cel mult pătimitor. Unde sunt acum rudele și prietenii, căci iată ne despărțim? Veniți fiecare, tot așa, păstrând un pic distanța, ne luăm rămas bun, rădica din întâi și tot așa, las, veniți pe lume. Să ne rugăm ca Domnul să-i facă o dignă. Ce despărțire este, o fraților, ce tânguire, ce plângere în ceasul de acum. Deci veniți să sărutăm pe Cel ce puțin mai înainte a fost cu noi, că se dă gropii cu pământ, se acoperă, în întuneric se rășuiește, cu morții se îngroapă, toate rudele și prietenii acum, când ne despărțim, să ne rugăm ca Domnul să-i facă o dignă. Acum toată mărirea și înucerătoarea și deșertăciunii vieții se desface, pentru că sufletul a părăsit locașul său, vasul s-a spart, lutul s-a făcut negru, fără glas, fără simțire, mort nemișcat, pe care petrecându-l la groapă să ne rugăm Domnului să-i dea o dignă în veci. Ce este viața noastră? Cu adevărat floare și arbor și rouă de dimineață. Veniți să vedem lămurit în morminte unde este frumusețea trupului, unde sunt tinerețile, unde sunt ochii și chipul trupului. Toate s-au veștejit ca iarba, toate au pierit. Veniți, deci, să cădem la Hristos cu lacrimi. Mare plâns și tânguire, mare suspin și nevoie este despărțirea sufletului. Atunci apare iadul și perzarea pentru viața cea trecătoare, care este umbră fără ființă, vis de înșelăciune, care se arată ca o nălucă chin al vieții pe pământ. Să fugim departe de tot păcatul lumesc, ca să moștenim cele cerești. Veniți, urmașii lui Adam, să vedem pus în pământ pe Cel după chipul nostru, dezbrăcat de toată frumusețea, topit în mormânt, cu trejune viermilor, de întuneric stricat, de pământ învelit, pe care lăsându-l acoperit, lui Hristos să ne rugăm ca să-i dea o dignă în veci. Văzând pe morți zăcând, tot să ne gândim la ceasul din urmă, căci omul trece ca fumul pe pământ, ca floarea înflorit, ca iarba să tăia, cu pânză se înfășoară, cu pământ se acoperă. Pe acesta, lăsându-l acoperit lui Hristos, să ne rugăm ca să-i dea o dignă în veci. Unde nu este
sluga și stăpânul, împreună vă stăm, împăratul și ostașul, bogatul și săracul, în aceeași cinste vor fi. Și fiecare după faptele sale sau se va preamări sau se va rușina. Și vă rog pe toți și mă cucerniceți vouă să vă rugați neîncetat lui Hristos Dumnezeu pentru mine, ca să nu fiu rânduit după păcatele mele la locul de pedeapsă, ci să mă așeze unde este lumina vieții. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristoase, pentru rugăciunile celei ce te-a născut, cale înainte mergătorului tău, ale apostolilor, prorocilor, arhiereilor, cuvioșilor și drepților, și ale tuturor sfinților. Odihnește pe robul tău, cel adorat. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Dumnezeu duhurilor și a tot trupul, care ai călcat moartea și pe diavolul l-ai surpat și ai dorit viață lumitare, însu, Doamne, odihnește sufletul adormitului robului Tău, Mircea, de curând decedat, cu tot neamul cel adormit, în loc luminat, în loc curat, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea, suspinarea. Și orice a greșit el în această viață, cu lucru, cu cuvântul sau cu gândul, ca un Dumnezeu și iubitor de oameni, iartă-i lui, Dumnezeu să-l ierte. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Că Tu ești învierea, viața și odihna adormitului robului Tău, Mircea, Hristoasă, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu al Tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață, păcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă Ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează! Căci a înviat din morți Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maice sale, ale Sfinților și tuturor lăudaților apostoli, ale preacuvioșilor de Dumnezeu purtătorul părinților noștri, ale Sfântului și Dreptului Lazar cel înviat a patra zi din morți și ale tuturor Sfinților, sufletul robului său Mircea, de curând decedat, cu tot neamul cel adormit, cel mutat de la noi, în cortul de drepturi să-l așeze. Amin. Pe Sfântul lui Avram să-l odihnească. Amin. Și cu drepții să-l numere. Amin. Iar pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Într-o fericită adormire veșnică, odihnă-te, Doamne, sufletului adormitului robului Tău, Mircea, de curând decedat, cu tot neamul cel adormit și fărui veșnică pomenire. Pune-mi așa pisicul. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică noi pomenire. Venirea Lui din neam în neam și fărui veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică noi pomenire. Ce fărui veșnică pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Amin. Dragă Rodica, mult îndoliată, rudenii, dacă sunteți aici sau de departe, prieteni buni, apropiați și cunoscuți, iată, îl petrecem pe ultimul său drum, în cântări funebre, în cântări bisericești,
cu cântări pe care El le-a trăit și le-a iubit toată viața. Fericită este calea pe care merge astăzi o suflete, că s-a găsit ție loc de odihnă. Pentru fiecare din noi, oricât de mulți am fi, aici, în orice colț al pământului, atunci când trecem pragul acestei vieți, ne este pregătită o căsuță, un lăcaș, așa cum zice Mântuitorul, în casa Tatălui meu sunt multe lăcașuri și în unul din acelea este și Mircea deja așezat. În iubirea și în lumina Preasfintei Treimi, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Mircea Manole, născut la București, copil isteț din copilărie, i-a plăcut muzica foarte mult. Specialitatea lui, așa cum știm majoritatea de aici, a fost pian. Dar nu numai atât. El s-a remarcat și prin ceea ce a făcut mult mai târziu, dirijând corul, corale, în diferite părți, în special aici, la Montreal, unde este de 50 de ani. Mama lui, mama Mere, așa cum zicea și ziceam și noi după el, fiind sau fiind cetățeancă americană, a putut ușor să-și aducă copiii pe continent. Aici nu i-a fost ușor să reia de la capăt, numai studiile, dar practica pianului și tot ceea ce el a învățat în tinerețe. S-a străduit, a luat cursuri la Facultatea de Muzică a Universității de Montreal, a cântat la pian toată viața lui, a dirijat și a bucurat pe mulți cei care îl ascultau cu specialitatea lui de pian. Mircea n-a avut o viață ușoară, dar a fost înconjurat de mulți prieteni, dovadă că iată și astăzi ați venit aici în număr destul de mare ca să ne luăm cu toții rămas bun de la cel care a fost Mircea Manole. Avem multe amintiri cu el, ne-ar lua probabil timp prea mult să le depănăm. El a fost bun organizator. A organizat tot felul de activități culturale, bazate în special pe muzică. Poate cea mai cunoscută este cea de la Bay James, de la unde a fost împreună cu mulți români de Montreal, unde a fost felicitat de premierul Quebecului de atunci, Robert Bourassa, la Bessempol, iertați-mi, și unde, bineînțeles, și-a făcut un renume. În Montreal, el a trăit toată viața acești 50 de ani. A fost iubit de ascultătorii de muzică și în special de pian. Dar iată, spre sfârșitul vieții, a trebuit să îndure și aceste încercări, poate uneori neînțelese de noi, de niciunul, dar înțelese de Dumnezeu, cel care l-a chemat la el, dându-i deja acel lăcaș frumos împodobit, spunându-i deja, iată, slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost pusă, peste multe te voi pune, intră într-o bucurie a stăpânului tău. Se va bucura în lumina cea neînserată, alături de mama Mary, alături de tata Ștefan, alături de toți cei dragi care i-au trecut înaintea lui pragul acestei vieți, rămânând cu el până când și el a făcut ultimul paș. Îl regretăm din toată inima. El a fost de mare folos comunității române de Montreal și în special catedralei noastre Sfântul Ioan Botezătorul, unde nu numai că a organizat corala, a dirijat-o, dar a fost mereu prezent la toate activitățile. Doar încă un moment rețin din ceea ce el a organizat, din ceea ce i-a adus și atunci o renume, concertul cu toți muzicienii, cu toți cântăreții, cu toți cei care cunoșteau un pic de muzică din Montreal, 40, dacă nu mai mulți la număr, umplând sala, chiar neavând locuri suficiente, și el s-a bucurat de împlinirea acestui succes al lui
pe care a trăit-o toată viața. Îl regretăm din inimă. A fost primul secretar al Consiliului nostru parohial. Deci, 48 de ani în urmă. A fost tot timpul activ în comunitate, a fost tot timpul împreună cu prietenii, puțin, dar bun. Și cei care i-a avut, iată, se dovedesc că astăzi ai fi fost buni prieteni fideli. Îl regretăm, zic, pentru tot ceea ce a făcut, lăsând acum în urmă și o să vadă mai mult și după aceea atâtea și atâtea lucruri frumoase pe care el le-a făcut. Am văzut la el în casă medalii, am văzut la el în casă semnătura primului ministru Măronim, am văzut la el în casă semnătura patriarhilor Justin și Teoctist și a multor personalități din domeniul muzicii în mod deosebit și din domeniul clerical bisericesc, în care el n-a fost deloc străin. Plecând pe drumul cel fără întoarcere, ne rugăm cu toții ca Bunul Dumnezeu să-l primească acolo sus, împreună cu cei care din viață au bineplăcut, iar cele care a rămas în urmă. Iată singură din familia Manole, doamna Rodica, să-i ușureze suferința și să dea tărie să se roage pentru el și să depășească moment greu. Aș pierde singurul frate pe care l-a avut în viață. Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească în pace și rog pe domnul George Rusu, care îl cunoaște atât de bine, fiind apropiați toți acești ani de când sunt în Canada, să ne împărtășească și domnia sa câteva cuvinte în legătură cu cel care, iată, e încă cu noi, Mircea Manole. E foarte greu să vorbesc de el. Eu am pierdut un prieten. Toate masca. Am pierdut un prieten bun. Era mai bun ca mine, eu eram un rău. Multe amintiri frumoase mă leagă de el. Pentru că aminte, turneul nostru cu Leopoldin Teatră Rună, în Ierusalim, la Tel Aviv, în Israel, mă rog, și la Paris. Am fost prieten bun. Și ce poți să spui la moartea unui prieten? Am pierdut ceva, am pierdut mult. El, sper că a câștigat. Prin viața lui bună, curată, prin dăruirea lui în folosul comunității a noastră, el și-a pregătit sufletul pentru eternitate, să se ducă acolo jos la Dumnezeu. Mircea, iartă-mă, câteodată te supăram, iartă-mă, tu ai să rămâi un om bun și să mă aștepți. Să dai mâna cu mine când voi veni acolo lângă tine. Să-ți fie drumul ușor, Mircea. Să-ți fie drumul ușor. Și acolo vei fi bun, cum ai fost și pe pământ. Nu e bine, Mircea, Rodica. Nu pot să spun mai mult. Bine să plâng. Am multe, multe amintiri cu el. Multe. Nu mai bine, Mircea. Rămas bun. Dumnezeu să-l ierte și dovada e că a fost prieten bun și poate unul dintre puțini apropiați și mulți sunteți aici care l-ați cunoscut, iată lui a fost dat ca să-l și găsească în casă după accidentul pe care l-a avut. Așa a rânduit Dumnezeu că putea să rămână încă mult timp și putea să aibă alte urmări. Sigur că sunt și alții care ar putea eventual spune câteva cuvinte, dacă doriți, cu mare drag, cei care v-ați cunoscut și care sigur ați fost apropiați. E cineva care, de acolo, Nicolae, poftim. Ești două cuvinte. Da, Mircea. De din partea asta, așa. Cunosc de 90-30 de ani, oră. Prin mergul salată și cu domnul Moisescu, aici în casă, eu
cum am venit eu în 90, am avut multe probleme cu imigrația, dar el a fost ca și tata, adică a pus toate forțele lui care, adică știe, în America, a venit apoi și am contact cu el, pe toate la ambasada americană, asta română, la Ottawa. Eu cântam cu Naio, pianul, și pentru mine e un suflet mare și un român care mai rar ca el așa pentru România ce a și făcut el. Și zic Dumnezeu să-l ierte și să ne va fi timpul nostru să fim lângă el și noi să Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu să vede, așa ai spus un cuvânt mare, că a fost un mare român, într-adevăr. Mircea, așa cum îl cunoaștem toți, nu s-a implicat în niciun fel de politică. N-a făcut partizanat, n-a ținut cu nimeni, el era român, era pianist, el cânta pentru toți. De aceea toți care l-au cunoscut, l-au iubit și iată, continuă să iubească. Dumnezeu să vede. Nu mai am. Nu mai am. Unde m-am dat la Irlanda? Am fost fumătoare. Eu am chibritul, dar nu... Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Ne rugăm pentru odihna sufletului adormitului robului Tău, Mircea, de curând decedat cu tot neamului cel adormit, și pentru casa ei să ierte lui toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Dumnezeu să așeze sufletul lui îndreptul să odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerului și iertarea păcatelor lui de la Dumnezeu nostru să cerem, Domnului să ne rugăm. Dă, Doamne, Doamne, miluie, miluie. Că Tu ești învierea, viața și odihna adormitului robului Tău, Mircea Hristoasă, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună cu al Tău, Părinte,
și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte, odihnește, Hristoase, sufletul adormitului robului tău, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeu duhurilor și-a tot trupul, care ai călcat moartea și pe diavolul l-ai surpat și ai dărit viață lumii tale însuți, Doamne, odihnește sufletul adormitului robului tău Mircea, de curând decedat, cu tot neamul cel adormit, în loc luminat, în loc curat, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice a greșit el în această viață, cu lucru, cu cuvântul sau cu gândul, ca un Dumnezeu și iubitor de oameni, iartă-i lui, Dumnezeu să-l ierte, că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat, dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Că tu ești învierea, viața și odihna adormitului robului tău Mircea Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună cu al tău Părinte și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru fericita adormirii veșnică, odihnă-Te, Doamne, sufletului adormitului robului tău, Mircea de curând decedat, cu tot neamului cel adormit, și-i fă lui veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică noi pomenire. Pomenirea lui din neam în neam și lefălui veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică noi pomenire. Și fă lui veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică noi pomenire. Dumnezeu să lepte și cu drepții să-L odihnească, iar pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Mă voi cu isop și mă voi curăți, spăla-mă voi și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Uite pe Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stropi-mă voi cu isop și mă voi curăți, spăla-mă voi și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi.
în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Da, nu mă treabă aici? Da. A Domnului este pământul, lumea, marea și toate câte sunt întrânsele. Să se odihnească până la a doua venire, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să cânt ciocurile aia pentru Mircea, ca să plece cu, cu muzică. Ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iată locul unde se va odihni, alături de mama Mary, alături de prieteni, de o parte și de alta, până la a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, până la oșteasca învierii. Am zice că este un loc ales. Îi va cânta păsărelele din jur, îi va cânta lacul care înconjoară acest cimitir binecuvântat și vor cânta și cei care vor veni să-l vadă măcar din când în când, aducându-i acele rugăciuni pe care le înălțăm bunului Dumnezeu, prea iertarea păcatelor tuturor.
Robita dragă, nu ești departe de aici, că Dumnezeu îți va da zile și posibilitatea și puterea de a veni să vii, să-i aprinzi o lumânare, mai târziu să-i pui și o floare, ai și pe mama aici, ai și pe tata în sufletul tău, să te rogi pentru sufletele lor ca Dumnezeu să ia. Și înainte de a pleca de aici, îi spunem cu toții adio. Adio.